Te așteptam la Crossul Orăștiei. După cum știi, este un eveniment caritabil. Toți banii pe care îi strângem din donații și din taxa de participare vor fi direcționați către familia lui Ionuț. Ce trebuie să faci este pur și simplu să intre pe pagina dorodorobăț.ro/crossul-orăștiei sau găsești pe pagina de Facebook Crossul Orăștiei sau pe evenimentul organizat Crossul Orăștiei. De ajuns să dai un search pe Google și vei găsi imediat aceste pagini. Iar acolo îți treci datele, îți alegi categoria, după care trebuie să mergi și faci acea donație în contul asociației, la BRD, Asociația Schimbare prin Mișcare. În felul acesta ți-ai validat înregistrarea. Dacă ai sub 18 ani, nu trebuie să donezi, doar dacă vrei tu. Traseul este undeva la 5 km și câteva sute de metri. Este aproximativ același ca cel de anul trecut. Motiv pentru care am făcut un video în care tu să vezi exact pe unde este și să vezi reacția celor care au alergat. Persoane normale, persoane care n-au mai alergat niciodată, deci poate să-l facă oricine acest traseu. Ok, hai, vă aștept cât mai mult și eu m-am implicat, te aștept să te implici și tu. Hei, prieteni, bună dimineața! E duminică și ne-am propus cu o săptămână înainte de cross să mergem să facem traseu. Suntem noi cei de la centru de slăbit, în mare parte, și ieșim la o alergare de recunoaștere. Așa că vă luăm cu noi și să vedeți și voi traseul.
Bravo, gașcă! Am încheiat. Cum a fost? Fai. Ok, impresiv. Încurajați să mai vină și alții? Deci se poate, e abordabil, nu? Da. Nu intrase foarte greu. Nu? No? Cum e? Ok, să vină alții. Am încheiat antrenamentul. Am încheiat antrenamentul. Cât a durat undeva la 30 și... 33 de minute alergare ușoară. Vă dați seama că e mai mult de undeva la 7 minute pe kilometru. Câți kilometri au fost, Dănuț? 5500. Deci poate oricine să facă această alergare.